Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Probabil că ați auzit de foarte multe ori melodia aia cu aviația dă senzația. Da, într-adevăr, aviația, zborul în general, o senzație deosebită. Stelian Cojocaru, pilot, instructor și de asemenea comandantul aeroclubului teritorial Iosif și Limon din Brașov, este alături de noi. Domnule comandant, bun găsit! Bună ziua și bine te-am regăsit! Acum, sigur, de zburat am mai zburat și de zburat am mai zbura, însă în momentul de față toată lumea în online se ocupă de partea teoretică. Și în acest moment, ca și în anii trecuți, statul român are o idee lăudabilă. Nu știu dacă are statul român foarte multe idei lăudabile, dar asta este una dintre ele, și anume că poți gratuit, dacă ai până în 23 de ani, să faci primii pași în aviație, nu? Da, corect. De la 16 la 23 de ani. Ce se întâmplă de fapt? Poți să te înscrii, te înscrii online și încet, dar sigur, poți deveni pilot sau parașutist sau pilot de planor. Corect. Sau pilot de avion ultraușor. ULM. Acestea sunt cursurile gratuite. Pentru licența aceea de pilot, PPL, cum este ea denumită, pentru aceea se plătește, nu-i așa? Da, da. Este o licență care tinde spre zona comercială și oferim servicii, să spun așa, și în zona asta, dar numai contra cost. Bun, haideți să ne întoarcem la chestia asta, să zicem, gratuită. Sunt convins că există foarte mulți brașoveni îndrăgostiți de zbor, care se și încadrează în intervalul ăsta 16-23 de ani și care ar vrea să devină piloți. Ce trebuie să facă? Conform situației actuale, nu mai trebuie să vină la noi la sediu, trebuie doar să acceseze un link electronic unde vor găsi toate instrucțiunile și toți pașii pe care trebuie să-i urmeze în vederea întocmirii unei cereri online. Tot acolo trebuie să atașeze o serie de documente și în momentul în care au nelămuriri pot accesa și un număr de telefon pus la dispoziție special pentru informații în acest sens. Care este link-ul acela? Îl aveți la îndemână sau... La îndemână, dar este destul de vizibil în media și pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul aeroclubulbrașov.ro. Este un afiș mare unde postat pe care se regăsește link-ul și numărele de telefon. Da, cei care într-adevăr vor să facă lucrul ăsta trebuie sigur să se intereseze un pic. Ce presupune la început? Este partea teoretică, presupun, nu? Activitatea asta se desfășoară și ea online în continuare. Ne-am obișnuit cu online-ul ăsta, uite, și emisiunea o facem. Noi mai greu, cei de anumit vârstă, dar încercăm să ne adaptăm. Acum nu, vă rog eu frumos să nu vă plângeți, că nu e momentul chiar în vârstă așa, dar ideea este că ne-am adaptat. Școala în general este online și noi facem emisiunile tot online și foarte, foarte multe lucruri s-au mutat din realitate în mediul ăsta virtual. Așteptăm cu nerăbdare să treacă pandemia asta, să ne întoarcem la treabă. Da, ca să revenim, după ce un tânăr care își dorește să devină aviator parcurge pașii ăștia legați de înscriere, începe școala tot online, nu? Tot online și în acest an. Acum colegul meu, care este șeful compartimentului zbor, se pregătește de organizarea și planificarea acestor cursuri, urmând să aflu și eu ce materie am de predat și când. Și în perioada aceasta a cursurilor teoretice, ei trebuie să ajungă la o clinică de specialitate unde să-și obțină acea licență medicală de clasa a doua, de vieții, nivel clasa a doua. Băneasa, Cluj, Iași, am înțeles. Sunt mai multe și noi le dăm toate informațiile. Din păcate, în Brașov nu. Nu există o astfel de clinică la noi încă? Nu, nu, nu. Brașov nu. Dar e foarte practic pentru brașoveni să meargă la Băneasa, în spate la Ikea, le dăm toate informațiile, îi ajutăm să-și facă și programare. Nu e o problemă asta. E o problemă. Costul e relativ decent, 200 de lei dacă merge cu carnetul de elev sau de student.
Dar dumneavoastră ce, apropo de predat, că a zis că așteptați să vă spună colegul ce și cum, colegul de la planificare, ce predați? Păi de obicei mă încalță cu ce e așa mai neplăcut pentru ei, legislație, partea de comunicații, o mai primesc de la ei. Da, cam ce rămâne din ce e frumos, din ce da, ei își păstrează ce e frumos, nu? Ia povesti, da, ce își păstrează ei și de fapt ar trebui să predea comandant, uite, le arunc așa, bag un băț prin gard. Nu, am colegi foarte bine pregătiți, instructor cu o foarte mare experiență de zbor, chiar dacă sunt relativ tineri. Adică sunt eu tânăr la vârsta mea, ei sunt aproape adolescenți, da. Niște copii, da, niște da. Copii. Bănuiesc că vrei să fac un review al materiilor. Exact, exact. Să știu eu ce se mai predă la școala asta. Păi, predăm o materie care, mă rog, care acoperă partea de cunoaștere a aeronavei. Mai este o materie puțin mai delicată, mai necesită și ceva cunoștințe anterioare de fizică, de matematică, numită aerodinamică sau principiile zborului, în care învață de ce zboară avionul, de ce urcă, de ce coboară și așa mai departe, ce fenomene se întâmplă acolo. Avem o materie de planificare a zborului, care învață că în aviație totul se face controlat și planificat, nu e chiar ca și cu mașina pe drum. Meteorologie aeronautică, comunicații, e foarte importantă și partea de comunicație aviație. Să nu uităm că cea mai mare catastrofă aeriană s-a întâmplat datorită unui misunderstanding, deci a unui eror de comunicare. Accidentul din Tenerife, din păcate. Și, de fapt, toate materiile sunt la fel de importante. Legislația aeronautică, așa cum un șofer învață, cineva care se pregătește să-și ia permis auto, învață codul rutier, nu? Așa se întâmplă și la noi. Partea de legislație învață elemente de legislație specifică zborului și circulației. În navigație aeriană se învață. Da, foarte multe materii, adică mă gândesc că un copil de 16 ani trebuie să fie dedicat. Mă gândesc la vârsta asta, 16-18 ani. Și ei sunt incluși în acest fenomen, să zicem, la modul gratuit, așa cum ziceam. Au foarte, foarte multe lucruri de învățat și trebuie să fii dedicat. Eu mi-am aminte cu mare plăcere că unul dintre cei care acum este, sigur, pilot, a plecat și era colegul meu de bancă, Sergiu Petrice. El s-a dus tot așa, undeva pe la 14-15 ani a început să bată drumul aerodromului. Eu, cum eram ochelarist, m-au lăsat acasă. Da. Da. Acum nu trebuie să sperie asta pe cineva. Cu siguranță. Când începem cursurile, ei sunt undeva în capătul pistei de la Ghimbau într-o dimineață de toamnă, adică nu vezi fața de ceață. Da? Când terminăm cursurile, se vede deja primul hangar. Câteva sute de metri. Încă sunt în ceață. Și nici nu avem o pretenție de a ști totul. Da? Sunt foarte multe elemente noi pentru ei, lucruri atipice pe care le înțeleg mai mult sau mai puțin. Începând activitatea de zbor, reluăm. Odată că reluăm și la sală, în acele briefing-uri ce se execută înaintea zborului, reluăm multe noțiuni teoretice, le reluăm în timpul zborului în avion și la debriefing, de asemenea, revenim asupra elementelor pe care ei nu le-au înțeles. Pentru că atunci când își termină programul de zbor să fie și să aibă și cunoștințele teoretice la nivelul de private pilot spre care tind ei, sau pilot de planuri, sau parașutist. Ce își doresc să facă. Ce își doresc să facă, da. Trebuie să fie foarte multă pasiune aici, la mijloc, dacă vreți. Am văzut și momentul de față, de la Brașov sunt foarte, foarte mulți piloți la principalele companii care zboară dinspre și înspre România. De asemenea și la companii care au mai puține zboruri către țara noastră sunt piloți români. Așa cum spuneam, unii dintre ei au plecat de la Brașov, la Tarom, la Blue Air, la Wizz Air.
sunt brașoveni care, sigur, ne fac cinste, dar la ei a fost, pentru că pe unii cunosc, a fost foarte, foarte multă pasiune. Fără pasiune, cred că este inutil. Mai mult de atât, sunt și sportivi la aeroclubul nostru. Adică au planurile proprii, din păcate, deocamdată depozitate prin hangare, n-au putut să mai vină în anul 2020 în țară din cauza pandemiei, dar ei își cam petrec concediile pe la Sânt Petru, pe la Ghimav, zburând avioane cu elice, cum spune. Da? Sau zburând, pur și simplu zburând, pentru că adevăratul zbor se face în aviația generală. Da, eu am avut șansa, așa fiind mai apropiat de fenomen, să și zbor de foarte multe ori, a zburat și cu planorul. Într-adevăr, planorul este, din punctul meu de vedere, o mare provocare. Acolo toate cunoștințele pe care le acumulezi, le și aplici la maxim. Că nu te ajută motorul ăla de care povestea și elicea. Da, eu am și calificarea de instructor de planor, dar spre rușinea mea dau destul de rar pe la startul de planor din cauza multor altor activități și altor avioane pe care le zbor. Și când ziua când zbor la planor am senzația că e o zi liberă, adică eu de ce mă pontez astăzi? Că azi m-am zburat pentru mine. Nu? Se spune că planorile au piloți și avioanele au motoare. Și aici... Astea sunt răutăți din casă, nu trebuie să le zicem chiar pe toate. Da? Eu având toate licențele, țin cu toată lumea, deci nu... Sunteți imparțial. Imparțial, da. Da, imparțial. Da, mi-aduc aminte, sper să nu greșesc, exercițiul 7 la planor. Da. Asta care implica și looping, da, și vria, da, incredibil. Deci să faci, într-adevăr... Anvergura aripilor este mare, planorul stă, ca să zicem așa, în aer, zboară, de fapt. E o întreagă nebunie. Deci, cred că, da, la un moment dat, dacă aveam, nu știu, mai mult curaj sau mai mult timp liber, nu știu care din ele două, ieșea ceva și din mine, da? M-am dus în altă direcție. Ne întoarcem la aeroclub. Okay, te așteptăm, nu... Da, bine, acum sigur. Da, să fiu un bătrânel simpatic pe acolo, pe la aerodrom. Foarte mult, ați pomenit de o materie pe care o predați și care este, pe lângă interes și frumusețe, este și foarte importantă și ați pomenit, din păcate, și de un accident, acela din Tenerife, apropo de comunicații. Învățând să comunici, și asta e o chestie pe care eu am observat-o în foarte multe domenii, chiar și în televiziune și în radio, învățând să comunici, te șlefuiești tu ca persoană, în primul rând. Știi când să deschizi gura, ce să zici, cum să zici și la ce răspunsuri să te aștepți. Da, e foarte important, pentru că în aviație toată lumea aude pe toată lumea, dar unul singur poate să vorbească. Și atunci trebuie să spui foarte clar ceea ce ai de transmis, dar foarte scurt și concis. De aceea se folosește și unele expresii care nu țin de acel plain English. Adică un profesor de engleză n-ar putea să-și ia o licență de limba engleză de nivel 4, pentru că implică foarte multe cuvinte tehnice și mai ales foarte multe expresii atipice, care de fapt simplifică o frază mai lungă. Și da, e ceva care ne mai distrează și pe noi la început, pentru că facem repetiții cu elevii, vorbesc în blanc, adică avionul, mă rog, stăm în cabina avionului, în hangar și comunică, sunt foarte ok. În momentul în care a pornit motorul și trebuie să comunice pe bune, devine mai pe show. Dar mă rog, și eu am trecut prin asta la cum 100 de ani și alții. Și... Da. Dar în timp își dau drumul, înțeleg, îi mai corectăm. Câteodată ne mai supărăm dimineața și aplicăm acea metodă All Station Same Language. Adică dacă eu de la stație transmit în limba engleză, cam toată lumea trebuie să continue aceeași formularistică în toată ziua. No. Și asta îi mai face să transpire, pe lângă faptul că se chine și acolo să învețe să zboare. Da, mai trebuie să și comunice clar și concis. Da, comunicarea e foarte importantă și chiar îi dezvoltă pe ei ca și tineri. Da, eu am mai auzit în cască
combinații de română și engleză, partea de codul avionului, nu știu, Yankee Romeo, că asta e YR, este indicativul României și am văzut, apropo de asta, mie e foarte important în viață să încerci să înveți niște lucruri, să fii tu convins că ai învățat câte ceva. Și aici eu sunt iarăși foarte convins că este important în momentul în care te angajezi, să zicem, în radio, în televiziune, bagajul tău de cultură generală să fie unul important. Pentru că am auzit o știre pe un canal național de televiziune cu un avion ultralight care s-a prăbușit undeva în nordul României și a zis colegul sau colega mea, a spus foarte clar că e un avion de mici dimensiuni de tip YR. Adică dacă YR scrie pe coada avionului, YR înseamnă că e avionul respectiv. YR, acela este Yankee Romeo, este indicativul României. Să știm. Acum, eu am așa o definiție mai plastică. Eu sunt adeptul teoriei că nu trebuie să scot maneliști. Da? Aviația e ca muzică. Îi spuneam unui fost elev de-al meu, mare vedetă care zboară avioane mari acum, da? Bănesc că știi de ce. Normal, normal. Îi spunea, bă, Mihai, aviația e ca muzica, da? De la muzică pe note, mă rog, muzică... De un anumit tip, da. Da, până la manele, guță, salam și care mai fie aia, da? Zic, eu nu fac decât aviație pe note. Dacă vrei să mă duci spre manele, te tamponez și nu... nu iese bine, da. Nu iese bine, da. Ei, se pare că e și bine, fiindcă e destul de apreciat la compania la care zboară, chiar azi ne-am văzut și e bine. Dar pe vremea aia m-a făcut, mă rog, comunist. Colo veche, știi? Da, dar da, noi scoatem pilot sau nu scoatem nimic, știi? Asta e. Și da. Dacă ai timp să spun o glumă vis-a-vis de fapt, o realitate. Sunt maneliști peste tot. Și în televiziune trebuie să recunoști în aviație și în orice domeniu. Există să nu avem fail. Da, aici prin manelit, domnul comandant, se referă la cei care cântă, joacă, fac chestii după ureche. Da, adică nu e neapărat obligatoriu. Or fi și vreo doi maneliști care au școală de muzică, dar cred că numai doi, ăia doi, de care vorbim. Dincolo de toate, ca în orice domeniu, momentul în care reușești să cânți după note, pentru că tot ați folosit expresia asta, o folosești și eu, atunci când cânți după note, deci ai școală, ești safe. Cu siguranță ești safe și tu, și aeronava ta, și pasagerul tău, dar mai ales tu ești safe. În momentul în care cânți după ureche, s-ar putea să te oprești în primul stâlp de curent electric, s-ar putea, decolarea e, și eu chiar am visat aseară o chestie și probabil că nu e întâmplător, știam că facem emisiune și de-aia am visat-o. Apropo de decolare și aterizare, mi-am adus aminte o vorbă de-a piloților: bă, nu uita că decolarea este benevolă, dar aterizarea e obligatorie. Și dacă la decolare te mai descurci într-un fel sau altul, la aterizare trebuie să iasă. Trebuie să iasă, nu? Cum era? După virajul 4. După virajul 4, gata, trebuie să fii cam pregătit să faci niște lucruri. Acum am discutat și de școală și de lucrurile bune pe care le pot face cei care au între 16, repet, și 23 de ani. Dar vreau să știu de ce s-a apucat Stelu Cojocaru de zbor. Oh. Acum 100 de ani, da, cum a precizat mai devreme. Da, atunci când m-am apucat eu de zbor, în țara asta nu prea erau multe opțiuni de a face ceva ca tânăr. Aveam 14 ani când m-am înscris în aviație. Și am dat ochii cu... Am dat nas în nas cu un afiș pus pe la agenția Tarop în Cluj, acolo am învățat eu să zbor. Și care promova cursurile de zbor la Aeroclubul din Cluj. M-am dus la turnul de parașutism, m-am înscris la parașutism pentru că, deci asta a fost prima mea dragoste, aici am și făcut performanță ca sportiv, că mi-a fost frică să spun că vreau planor, când m-au luat așa, așa e că parașutism vrei. Așa e, mă. Exact parașutism îmi doream. Da, da, da. Asta a fost prima dragoste și încă am nostalgie după salturi, nu am mai sărit de câțiva ani. Și... după aceea am continuat cu planorismul
venit motorul, deci eu sunt pilot de planor ca formare. După aceea motorul a fost doar un upgrade. Și uite așa, repede au trecut 41 de ani. De aviație, de zbor. Da. Deci, zbor simplu, fără aripi, fără motor, fără nimic, parașutismul, nu? Mai e parașuta, sigur. Parașuta e obligatoriu. Pe urmă, planorist, pe urmă, știu că se zice trecere, nu? Ai trecut la zbor cu motor. Calificare separată, da. Am toate calificările până la EFI, la instructor de zbor, și comandam pe avionul mare de transport. Da. E așa pentru cum să spun, pentru mine, pentru satisfacția mea personală, am făcut și calificarea de ATPL pentru avion de linie, pe care nimeni n-a înțeles de ce am făcut-o și nu am mers să zbor la linie, dar eu am făcut-o pentru mine, pentru că unii văd în aviația generală un fel de mâna a doua a aviației, când de fapt noi zburăm. Cred că tu ai zburat cu mine, nu? Am zburat, da. Cu Vilga și cu Anedoi. Și au rămas întregi avioanele, da? Da. Noi, da. Deci, numărul a fost egal numărul de decolări cu cel de aterizare. Da. Fără pilot automat, fără... Fără, de unde? Nu e, da. Instrumente de navigație și... Și am preferat să rămân în aviația generală, pentru că eu zbor pentru mine, zbor pentru că îmi place. La comercial sunt alte povești și... Da, așa am ales să rămân și nu pare rău. Am întâlnit un alt om la fel de pasionat, care acum zboară un private jet în Statele Unite, român de-al nostru, sigur, care a zis, dacă nu aș reuși să împac dorința mea, dragostea mea de a zbura, și pentru care mi-am cumpărat un ULM, cu zborul ăsta, un pilot, un private jet, pentru tot fel de VIP-uri, zboară din Statele Unite în Europa, cu tot fel de artiști, nume mari, a zis, cea mai mare bucurie a mea este că pot să plec de acasă cu mașina, să mă duc la aerodrom, de acolo zbor cu Iron Diamond, da? Zbor cu Diamondul până la aeroport, și de acolo cu private jet-ul îmi văd de treabă. Deci aia e meseria, dar plăcerea cea mai mare o am să zbor, de exemplu, zboară în zona New York și acolo marea lui plăcere este să zboare cu ultralight-ul, liniștit, de la aerodrom până la aeroport. Poate sună incredibil pentru mine, dar pentru el aia e marea plăcere. Cu private jet-ul nu simte nimic. Aia e meseria mea, m-am urcat, știu ce trebuie să fac. Am decolat, am aterizat, îmi văd de treaba mea, dar mă bucur, tresare inima mine de bucurie când mă gândesc că mă urc în avionașul ăla al meu mic și zbor așa cum îmi place mie. Și da, astea sunt, cred că țin totuși de pasiunea pentru zbor. Da, eu prefer să rămân cu ea. Vezi, în viață nu le poți avea pe toate și atunci trebuie să faci o balanță între ce vrei să faci cu viața, câți bani tai pe ceea ce ar putea să-ți creeze, să-ți rămână doar un lucru plăcut. Și... Da, trebuie să fii capabil, ca și pilot, dar ca și om în general, trebuie să fii capabil să faci diferența între hobby și meserie. Și atunci trebuie să... Că uite, de exemplu... Dar este să le combine, așa cum am făcut exact. Eu. Exact. Da, Stelu Cojocaru, pentru cei care nu știu, este și scufundător, de exemplu. Adică... Trebuie să fac ceva în timpul liber, nu? Da, trebuie să facă ceva în timpul liber și atunci se scufundă. Este un scuba diver. Știi că și ăștia care sar din avion de la mare înălțime, nu, cu parașuta, diver. Tot diver sunt. Da, dive into the air. Mă rog. Am avut și eu ocazia să sar de la 3200 de metri în tandem. Mare senzație. Mare, mare senzație. Dar... N-ai venit să te scufunzi, așa cum ai promis. Nu am fost împreună la scufundat, dar eu am fost la scufundat. Da. Avem niște prieteni comuni, dintre care unul poate fi oricând Andrei, da, Andrei Ciovică este instructorul ideal pe care el e vinovat de... El e vinovat de multe, da. În schimb nu prea se urcă în avion, ai văzut, da? Băi, nu l-am prins până acum, dar odată și odată tot vine ziua răzbunării. Ziua răzbunării, că până la urmă, da. Și el a ales exact așa cum spuneam.
Da, mulțumim, Stelu Cojocaru, pentru participarea la emisiune. Bineînțeles, revenim cu ideea pentru care am plecat la emisiunea asta. Dacă aveți între 16 și 23 de ani și aveți un gând, așa, o tragere de inimă către aviație, și aici spunem parașutism, planorism sau zbor cu motor, în cazul de față ultralight, este gratuit la Aeroclubul Brașov. Intrați, căutați informații pe Facebook, pe Aeroclubul Brașov. Cum e? Aeroclubul Brașov.ro? Teritorial Brașov sau cum e? www.aeroclubulbrașov.ro. Aeroclubul Brașov. Apare imediat dacă îi dai căutare. Dacă scrie Aeroclubul Brașov pe Google, ai rezolvat situația. Da. Mulțumim frumos, domnule comandant, pentru participarea la emisiune și, ce să zic, mult, mult succes în activitate, că așa e vorba la pilot. Succes în activitate și, evident, numărul decolărilor să rămână egal cu cel al aterizărilor. În mod sigur pentru toată lumea și te aștept când dă firul ierbii. Exact, la firul ierbii acolo, da, să vezi cum se înclină iarba când pornește motorul. Da. Mulțumesc frumos, doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți în continuare alături de RTT.